Capitolul 10. Plictiseala. Dacă în clipa asta fumezi, probabil că uitasești deja ce faci, până când ți-am reamintit eu. O altă idee aberantă despre fumat este că te ajută să scapi de plictiseală. Plictiseala e o stare de spirit. Când fumezi o țigară, mintea ta nu spune fumezi o țigară, fumezi o țigară. Asta se întâmplă dacă ai fost lipsit multă vreme de țigară, când te străduiești să fumezi mai puțin sau când aprinzi primele câteva țigări după ce ai încercat fără succes să te lași. Lucrurile stau de fapt astfel. Dacă ești dependent de nicotină și nu fumezi, ceva îți lipsește. Când mintea este ocupată cu ceva nestresant, poți rezista multă vreme fără ca absența drogului să te deranjeze. În schimb, dacă te plictisești, nu există nimic care să distragă mintea de la fumat, așa că hrănești monstrul. Când devii de lăsător, adică nu încerci să te lași de fumat ori să reduci numărul de țigări, până și gestul de a prinde țigara devine inconștient. Chiar fumătorii de pipă sau cei care își rulează singuri țigările pot parcurge ritualul în mod automat. Dacă încearcă să-și amintească țigările fumate de-a lungul unei zile, fumătorul nu-și poate aminti decât o mică parte, prima țigară de dimineață sau cea de după masă. Adevărul este că țigările mai curând sporesc indirect plictiseala, că și te fac să te simți fără vlagă și în loc să fii activ, fumătorii au tendința să lenevească, plictisiți, calmându-și chinul lipsit de nicotină. Iată de ce este atât de important să contracarezi spălarea creierului. Cum fumătorii au într-adevăr tendința să fumeze când sunt plictisiți și cum ni s-a spus dintotdeauna că fumatul înlătură plictiseala, nu trece prin minte să ne îndoim de acest lucru. La fel, o altă formă de spălarea creierului ne-a inoculat convingerea că guma de mestecat relaxează. Într-adevăr, oamenii tensionați au tendința să scrâșnească din dinți. Tot ce face guma de mestecat este să-ți dea o motivație logică pentru scrâșnitul din dinți. Data viitoare când vezi pe cineva mestecând gumă, observă cu atenție și gândește dacă arată relaxat sau tensionat. Și observă pe fumătorii care fumează de plictiseală. Tot plictisiți arată. Țigara nu înlătură plictiseala. Ca fost fumător țigara de la țigară, te poți asigura că nu există în viață o activitate mai plictisitoare decât să aprinzi niște țigări mizerabile, una după alta, zi de zi, an de an.